Schimbările de aici, de pe Bulevardul Mamaia, se văd cu ochiul liber. Trotuarele au fost modernizate, s-au folosit peste 5.000 de metri pătrați de dale, peste 2.000 de metri liniari de bordură. Locul este în schimbare, așadar, vedeți că și spațiul verde a fost modernizat, s-au pus și sisteme de irigații, plus trecerile de pietoni, care au fost concepute special și pentru persoanele care au dizabilități. Vorbim despre niște pavele tactile. Primăria Municipiului Constanța are în vedere un amplu proiect de reabilitare a acestei zone. Au schimbat lucrurile în această zonă. Pe trotoare s-au refăcut zonele de paviment, s-au montat dale din pavele din beton, da? Dale moderne, care sunt conform cerințelor actuale. De asemenea, pe lângă zona trotuarului se va prevedea o pistă de biciclete. I-am implicat inclusiv pe colegii noștri de la Spații Verzi și la acest moment avem o primă zonă realizată și finalizată. Urmează pe celelalte zone care sunt în lucru să vină să intervină. Noi, la momentul acesta, avem conducte de irigație trasă, urmează să se facă conexiunile ca să fie vegetația constantă. Pe acest tronson este prevăzută schimbarea totală a pavimentului, a asfaltului, astfel încât la final proiectul va fi în ton cu standardele actuale. În această zonă noi am prevăzut ample lucrări de reabilitare. Am vrut să legăm pistele de biciclete deja existente de pe Bulevardul Tomix, da? Care s-au oprit la acest moment pe Bulevardul Mamaia, cu pistele care urmează să vină de pe Bulevardul Mamaia și cele care le vom face pe Bulevardul Tomix. Pe acest Bulevard Tomix, că tot am vorbit despre el, avem prevăzute benzi unice dedicate, așa cum sunt prevăzute în primul tronson, deci vom avea un sens unic, o bandă reversibilă specială făcută pentru transport unic și pentru zonele pentru taxiuri și pe trotoare vom avea piste de biciclete. Și aici, pe Bulevardul Tomis, lucrările au prins deja contur. Pavele noi, trotuare reabilitate, ce urmează? Așa cum se poate vedea, la acest moment lucrurile sunt în plină desfășurare. Avem reabilitare totală a acestui tronson de bulevard. Într-o primă fază am început cu zona de pavele, da? S-a schimbat total. Erau inițial asfalt și au venit cu pavele acestea noi, moderne. S-a prevăzut și o pistă de bicicletă pe această zonă a trotuarului. Și de asemenea, zona de spații verzi a fost mărită prin aceste casete continue care s-au format. Pe zona de tramă stradală vor fi prevăzute două benzi de circulație cu sens unic către capitol, de la poporului către capitol, și o bandă reversibilă special dedicată pentru transportul în comun și pentru taxiuri. În cadrul proiectelor noastre, care le desfășurăm în colaborare strânsă cu Primăria Municipiului Constanța, avem în vedere să satisfacem cerințele tuturor participanților la trafic. Fie că este vorba de pieton, fie că este vorba de cicliști, fie că este vorba de mijloace de transport sau auto. Pe Bulevardul Mamaia, până unde vor avea loc lucrările? Care este următorul tronson de care va Bulevardul apucați? Mamaia, la acest moment avem o autorizație de construire emisă de la Igheduca până la Tomis, urmând ca în acest interval să efectuăm expertiza, să demarăm lucrările pentru reabilitarea bulevardului până la Delfinariu, până la Azorelelor, efectiv.